Marile parcuri din București sunt departe de a fi locuri în care să vii să te relaxezi sau în care copiii să se poată juca. Pentru că nu sunt întreținute, lucrurile s-au înrăutățit constant spre disperarea oamenilor. Poate cel mai elocvent exemplu este Parcul Cișmigiu, care arată absolut deplorabil. Jurnalistul Digi24, Ana Maria Păun, ne spune mai multe despre starea grădinii din inima capitalei. Te ascultăm! Haideți să facem împreună o plimbare în Parcul Cișmigiu, situat la doar câțiva metri de primăria capitalei. Încă de la intrare, în momentul în care pășești efectiv pe aleile parcului, te impresionează într-un mod extrem de neplăcut următorul aspect. Și vedeți în aceste momente în imagini cum arată aleile. Putem spune că seamănă cu un desen artistic, însă nici pe departe nu asta se întâmplă în realitate. Este doar murdăria pe care o fac păsările care se află aici, care sunt pe aici prin parc. Ba mai mult, mergem mai departe și ne continuăm plimbarea și încercăm să găsim acea oază de liniște și să încercăm să găsim acel lucru care să ne facă să ne relaxăm după o zi plină la muncă sau poate într-o pauză în timpul serviciului. Și apare o altă problemă. Să spunem că vrem să aruncăm ceva la gunoi și constatăm următorul aspect, și anume că, iată, nu avem un coș de gunoi. Probabil aici ar fi fost locul unde să fie un astfel de tomberon, nu există. Mergem mai departe și avem în vedere un alt aspect. Ne plimbăm prin parc, suntem oricum obosiți de la muncă și vrem, nu, să găsim o bancă unde să ne putem așeza, să ne putem relaxa, să ne adunăm puțin gândurile. Mergem puțin și vedem că am găsit o astfel de băncuță, însă apare o altă problemă și anume că nu mă pot așeza. O să spuneți de ce. Pentru că, observăm, este nu murdară, extrem de murdară. Mi-este imposibil să mă așez acum și poate dacă aș avea curajul să mă așez, mi-ar fi imposibil să mă relaxez, pentru că peisajul este unul, după cum ați văzut, deprimant. Însă, în seara aceasta, la Cosmina Prelipceanu este invitat chiar primarul capitalei, Nicușor Rădan, așa că vă invităm ca până la momentul în care acesta vine la noi în studio să ne trimiteți dumneavoastră problemele pe care le întâmpinați zilnic ca locuitori ai capitalei, să vedem exact ce alte situații mai întâmpină locuitorii din București. Ana Maria, mulțumim! Parcurile care arată dezolant sunt doar una dintre multele probleme ale Bucureștiului. Da, putem pune ușor pe listă traficul infernal, combinat cu locurile de parcare insuficiente și problema apei calde. Cât de europeană este capitala României, discutăm alături de Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24, este alături de noi. Bun găsit, Claudiu! Bun găsit! Am văzut aceste imagini din Parcul Cișmigiu, care se află fix vis-a-vis de primăria capitalei. Da. Și mă întreb, când ies oamenii ăștia din primărie, ce spun când văd acest parc? Acum, problemele Bucureștilor sunt vechi, multe și s-au strâns. Pentru că de-a lungul timpului edilii nu s-au ocupat nici de infrastructura mare, nici de gândirea sistematizată a urbanizării acestui oraș, ci foarte mult de spectacole, fântâne arteziene, beculețe, luminițe, adică ce se vedea repede, costa mult, în multe cazuri mai mult decât ar fi trebuit, dar eventual aduceau aceste acțiuni, voturi, și le numesc acțiuni, fiindcă substanța a lipsit din dezvoltarea acestui oraș. Domnul Nicușor Dan a ales o cale pentru mulți stranie. Dânsul susține că n-a avut timp de mărunțișuri, ci s-a ocupat de mari proiecte, de bugetul capitalei, să pună pe linia de plutire, să desfințeze nu știu câte companii municipale, adică dânsul a gândit mare. Doar că Bucureștiul, când îl iei la pas mărunt, tu îl vezi de la nivelul tău, mic, de cetățean. Și pe lângă proiectele mari, în orice oraș, calitatea vieții este dată de felul în care arată parcurile, curățenia de pe trotuare, acolo unde sunt ale municipalității, desigur, că aici nu vorbim despre, sau nu trebuie să evaluăm Bucureștiul doar ca fiind un oraș în gestiunea domnului Nicușor Dan. Sunt și primarii de sector, exact. Fiecare cu viziunea sa, capacitatea sa de a concretiza niște planuri și acțiuni. Revenind însă la domnul Nicușor Dan, și o să discutăm puțin și despre primarii de sector. Domnul Nicușor Dan spune că s-a ocupat de lucruri mari. Din păcate, nici rezultatele acestei preocupări în privința lucrurilor mari nu prea se văd. Termoficarea, țevile acelea găurite, care în curând vor pune probleme multor bucureșteni, blocuri fără apă caldă și lista este lungă. Transportul în comun și mizeria din transportul în comun. Faptul că în continuare în București transportul în comun îi lipsește în capitala acestei țări un lucru elementar pentru a putea fi frecventabil, și anume predictibilitatea. În orice altă capitală europeană mergi, ești în stare să-ți instalezi o aplicație pe telefonul mobil sau, mă rog, dacă nu ai abilități digitale, să te uiți pur și simplu pe un afiș, un program, unde ți se spune foarte limpede cum arată legăturile dintre subteran și suprateran, la câte minute ai un mijloc de transport care sosește, la câte minute ajunge, ca să poți să-ți faci un plan de călătorie, să poți să știi predictibil când și unde ajungi. S-au făcut în București liniile acelea speciale, benzile speciale pentru autobuze sau troleibuze, spre exemplu, ele sunt de multe ori blocate de mașini mici. Da, și sigur, o să spuneți, e vina șoferilor care le blochează, dar nici autoritățile nu stau ca să îndepărteze șoferii, să-i amendeze, că uneori asta e, nu se întâmplă doar în România. În lipsa unor măsuri ferme, nu ai cum să civilizezi locuitorii unei urbe. Ni se întâmplă tuturor să greșim pentru că ne simțim nesupravegheați. Lasă că nu pățești nimic sau nu pățesc nimic. Tuturor cred că ni s-a întâmplat lucrul ăsta, adică nu trebuie să fim ipocriți și să-i arătăm cu degetul doar pe cei din jur. N-am face-o însă dacă am ști că încălcând o regulă vom fi sancționați. Vor exista consecințe? Nu prea sunt în capitală. Deci, domnul Nicușor Dan, la capitolul proiecte mari ar mai avea nevoie de multe mandate, am senzația, ca să le desăvârșească. Iar în privința felului în care arată orașul, parcuri, străzi, curățenie, aici cred că domnul Nicușor Dan împreună cu administrația sa rămân repetenți, nu doar corigenți, pentru că încercările timide de a face ceva, tardive de foarte multe ori, vezi cazul Parcului Cișmigiu, care e în paragină, efectiv, descalifică până la urmă priceperea acestei administrații. Asta e realitatea. Poți să fii apropiat de viziunile politice ale unuia sau altuia, dar una e să ai o viziune politică și alta este să pui în aplicare mandatul pe care l-ai primit. Ori mandatul pe care l-ai primit este să transformi în bine viața cetățenilor din acest oraș. Și, Claudiu, legat de aceste parcuri, nu vorbim doar de partea estetică, pentru că s-a întâmplat de multe ori să fie accidente în zonele de joacă pentru copii, s-a întâmplat să cadă crengi mari de copaci în aceste parcuri. Sunt probleme care pot pune chiar sănătatea în pericol. Da, și nu e vorba numai despre parcuri. Săptămâna trecută, numai devreme de săptămâna trecută, colegul nostru Toma Petcu, într-o campanie foarte sănătoasă pentru această țară, statul la stat, ne arăta un exemplu de proiect edilitar de care și-au bătut joc, efectiv, primarii acestui oraș, direcțiile de prin primărie, Pasajul Basarab, unde nu s-a mai făcut curățenie. Ce să vorbim despre înlocuire de părți ale infrastructurii care s-au degradat de zeci de ani, de când a fost dat în folosință. Pasajul ăla nu este recepționat nici acum. Și el, încet, încet, se transformă într-un pericol real pentru traficul din capitală. E un nod extrem de important. Imaginați-vă că în absența acestui pasaj, circulația în capitală ar fi în zona respectivă blocată, efectiv blocată. Direcțiile din primărie, asta ne arăta colegul nostru, jurnalistul Toma Petcu, direcțiile din primărie se luptă între ele, efectiv, încercând să scape de responsabilitate. Nu vrea nimeni să se ocupe de acel pasaj. mie mi se pare strigător la cer. Adică este inadmisibil ca într-o țară normală la cap niște funcționari să refuze să preia în administrare un pasaj. Dom'le, dar el rezolvă pe urmă problemele juridice, dar cineva totuși trebuie să se ocupe. Nu poți chiar să bagi capul în nisip și să te faci că nu există. Claudiu, sunt foarte multe întrebări și desigur că așteptăm și răspunsuri și îți mulțumim tare mult pentru prezența în jurnal, iar diseară primarul general al capitalei Nicușor Dan este invitatul lui Cosmin Prelipceanu la jurnalul de seară. Puteți să-i adresați întrebări pe adresa redacției și pe pagina de Facebook Digi24. Noi luăm